searching for a better thing. Wanna replace me. De bine sunt, dar am 10 minute la dispoziție cât timp se usucă masca asta și am zis să vorbesc cu voi acum ca să mai câștig niște timp până când încep să mă pregătesc și atunci nu știu cât o să mai pot vorbi, că trebuie să mă concentrez la picturi murale și alte nebunii. Neața! Este o zi deloc însorită, este o zi care se simte cam ca toamna, așa, e friguț afară. Astăzi este sâmbătă, weekend, yes, bairam, boierie, dați pe balans, Skype, desigur, credeam că l-am pus pe mut. E urâțel afară, trebuie să vă dau raportul meteorologic, bineînțeles, ca de obicei, este urâțel afară, toată săptămâna asta a plouat, cam fiecare zi de principiu, iar astăzi când am deschis geamul și am dat așa de aerul la rece, parcă aveam senzația că e toamnă. Adică a trebuit să-mi iau câteva minute să verific, să văd ce Dumnezeului zi este, în ce lună, în ce zi suntem și cu toate că este încă iulie. Și sper să mai fie, se simte foarte tomnatic, e un aer foarte de septembrie, așa, ceea ce sper să nu țină mult, să dispară și să se întoarcă vara, că eu încă nu m-am săturat, mai am nevoie de asta. Însă am dormit foarte bine, sunt destul de odihnită, chiar am avut nevoie, pentru că săptămâna care a trecut a fost. Bine că s-a dus, super, super aglomerat, am avut foarte mult de lucru, am fost super agitată, am fost super stresată, de asta nici n-am postat absolut nimic, exceptând clipul pe care l-am pus joi, cel cu produsele de machiaj de 20 de lei, în care v-am anunțat, bineînțeles, pe toate platformele că l-am postat. În rest, n-am postat nimic. Deci n-am pus o poză pe Instagram, n-am pus o poză pe Facebook, n-am pus un story, n-am pus absolut nimic. Chiar am primit câteva mesaje îngrijorate de la voi, pentru care mulțumesc, apreciez întotdeauna grija și atenția voastră. Dar nu, am fost doar super stresată și prinsă cu altele, cu munca, și nu mi-a stat capul deloc la Instagram, la de-astea. N-am simțit, adică n-am fost acolo și dacă n-am avut starea și dispoziția, mai bine nu, cu toate că aveam niște poze pe care aș fi putut să le pun, să mai dau bună ziua, dar am preferat să nu și să fac asta în momentul în care o să mă simt așa 100% zen, eliberată de stresuri, de strese, nebunii, munci și alte alea. Iar momentan sunt ok, pot să zic că a ieșit bine, a fost ok. Astăzi pornim daily vlog, v-ați dat seama, bineînțeles, avem mască pe față, suntem sexy, mi-am pus și un hălățel așa pe mine, că mi-este frig, serios, deci chiar este frig în casă. Eu oricum fiind friguroasă, asta mi-a adus aminte de iarna care urmează să vină. Nu știu cum sunteți voi, dar pentru mine, când e vară, întotdeauna mă gândesc că nu o să țină mult și că o să vină iarna. Pentru că în capul meu întotdeauna iarna ține 12 luni, în timp ce vara ține vreo 2. Așa am senzația constant, trece foarte, foarte greu. Da, asta este mersul lucrurilor. Astăzi o să mergem, cred că în vreo, nu știu, câteva ore, ceva așa, în zona asta, după ce mă pregătesc, mă aranjez și eu. O să mergem să mâncăm undeva la un restaurant drăguț pe care l-am descoperit, nu știu exact cum este, o să vedem acolo. Se numește ceva cu S... Ceva cu S, o să vedem când ajungem și ar trebui să aibă opțiuni din astea vegane, mai mult vegetariene, dar am înțeles că au și chestii vegane și că în cazul în care vreau pot să-mi scoată din, mă rog, din preparat acolo, nu știu, brânza sau ce alte chestii, transformă alimentul în vegetarian și nu vegan, dar oricum ar trebui să fie o experiență drăguță, e cu terasă, cu beutură, fără femei, dar ar trebui să fie destul de ok. Deci o să mergem să mâncăm acolo puțin mai târziu după ce mă echipez, mă aranjez și eu un piculeț, după care vreau să mergem până în Park Lake, dacă mi-amintesc bine, până în Park Lake, la un iStyle. La un iStyle însemnând o chestie cu calculatoare, telefoane și alte de-astea. iStyle vine de la style, alt style, nu este style-ul ăla pe care îl purtăm, ci style-ul ăla cu calculatoare și alte drăcovenii de genul ăsta. Pentru că vreau de multă vreme să-mi schimb calculatorul, să-mi schimb laptopul, de fapt, sau nu neapărat să-l schimb, dar să mai am ceva pe lângă laptopul pe care îl folosesc eu, însemnând ăsta. Cred că ați fost cu mine, dacă mă urmăresc pe vremea aia, în momentul în care l-am cumpărat, l-am de vreo
2 ani? Cred că a făcut 2 ani, dacă nu, s-a făcut 3. E posibil să a făcut 3, dar oricum 2 cu siguranță. Știu că am filmat atunci când mi l-am cumpărat și ia uite ce mustăcioară drăguță mi se face aici. Ah, ce bine să mă ciupesc de obraș, cât de sexy sunt. Sunt foarte bine dispusă. Mi l-am cumpărat atunci și a fost pentru mine o mega super schimbare, deși foloseam, încă aveam Apple la serviciu, dar nu aveam Apple acasă, laptopul meu. Și la momentul ăla mi-am cumpărat laptopul și eram super mega încântată de el, pentru că e o diferență de la cer până la pământ între ce aveam eu și Mac-ul ăsta, MacBook Air este al meu. Și săracul merge foarte bine și acum funcționează super bine, numai că eu pe ăsta fac foarte multe chestii și foarte multe chestii, așa n-ar fi mare lucru, dar una dintre ele consumă foarte mult și mi l-a, nu știu, parcă mi l-a îmbătrânit, însemnând editatul video, procesarea de video. Făcând chestia asta atât de des, câteodată editez câte, nu știu, 3 clipuri pe săptămână, e foarte mult. Pe lângă asta, editarea foto și toate lucrurile pe care le fac, săracul e mâncat, e ros. Și e și aglomerat, sunt o groază de chestii, de fișiere în el, în fine. Ideea este că merge din ce în ce mai greu în ultima perioadă și de vreo câteva luni de zile îmi scoate pe real și nu mă lasă să-mi fac treaba cum trebuie. Și nu mă refer la partea de editare, cu toate că aia e cea mai cruntă, mă refer la munca mea, la ce am eu de făcut. Pentru cine nu știe, eu lucrez foarte mult și de acasă și am nevoie de ceva care să meargă, să funcționeze ca lumea. Dacă mi se blochează în continuu și mă trezesc că nu-mi salvează ceea ce fac sau nu știu, trebuie să iau de la capăt cu niște lucruri la care poate am muncit câteva ore, mă urc pe pereți și turbez de nervi, ceea ce mi s-a întâmplat și săptămâna asta. Că de asta mergem să-mi cumpăr un calculator nou, ca să scap de râșniță. Sau mă rog, să-l mai eliberez puțin. E, și am tot avut probleme cu el și până la urmă, de ceva timp mă tot uitam, mă rog, nu eu, că eu nu prea mă pricep, bineînțeles, dar am căutat o alternativă care să meargă un piculeț mai repede și să mă ajute cumva să separ ceea ce fac, partea mea de muncă, care n-are treabă cu YouTube, vlog, ce vedeți voi pe aici, să le separ pe cele două și să pot să fac editare video, foto, nu știu, pe unul singur, nu știu exact încă în ce fel le voi împărți, sper doar să nu le amestec, iar celălalt să rămână doar pentru muncă și să nu mai am niciun fel de probleme, să pot să-mi văd liniștită de treaba mea, să pot să lucrez când vreau, să nu mă trezesc că mi s-a blocat, că nu merge, că stai, că n-a salvat, că ăla n-arată cum trebuie, că nu s-a descărcat cum trebuie și așa mai departe. Prin urmare, asta vom face. O să mergem într-acolo. M-am uitat așa de o configurație, eu v-am zis, nu eu, nu mă pricep, dar individul nebernic s-a uitat el de o configurație care ar fi chică bună pentru mine și o să mergem într-acolo, vedem dacă o au în stoc și în funcție de asta, dacă eu o să o cumpăr și... Sper să meargă mai bine treaba, numai că de aici apar mai multe probleme, însemnând că nu știu exact unde o să-l pun calculatorul, dacă va fi să-l iau, că nu vreau să-mi iau tot laptop, vreau să fie un calculator. Și va trebui să-i găsesc un loc. Pe măsuța mea de toaletă n-ar avea loc, pentru că aici am toate zarzavaturile și nici n-am cum să o mut. Sunt caragioasă rău, nu-i așa cum stățile astea? Na? Sunt obișnuită, e ok. Da, trebuie să văd cum fac, cum le mut, cum le așez, cum le organizez cumva, pentru că aș vrea neapărat ca calculatorul să fie în camera asta, aici, ca să am lumină naturală. Aici am cea mai puternică lumină, de asta filmez întotdeauna în camera asta. Aici cade cel mai bine soarele și mă vedeți cel mai bine. Și dacă este să mă duc pe dincolo, e lumină și pe acolo, dar... E dubioșică și am nevoie de un mediu așa aerisit, curat, cu multă lumină, unde să mă pot concentra, să fiu creativă când e cazul și să pot lucra liniștit. Astfel încât va trebui să fie aici, numai că nu prea știu unde exact va veni asta. Dar întâi să iau eu calculatorul și după aia o să văd săptămâna viitoare dacă e să trec pe la IKEA sau ceva, să văd, poate găsesc o măsuță. Nu știu, voiam deocamdată să vă pun la curent cu aceste aspecte minunate. Mă voi duce să mă spăl acum pe față, pentru că știu că deja v-am răpus și simt invidia din ochii voștri pe mustățile mele albe, foarte sexy, și vă cam un... Uite, vedeți? Deci, în funcție de cum e lumina, uitați-vă ce diferență este între partea asta și între partea... Deci partea asta și partea asta. Deci partea asta parcă e mai întunecată complet. Uitați-vă ce neagră sunt pe la ochi pe aici și cât de albă e partea asta. Pe asta sunt albă ca zăpada, pe asta sunt neagră ca cenușa. Deci, și cum fac așa? Parcă se luminează. Parcă umbrele sunt mai accentuate. Măi, deci e o tehnică, domnule, cu luminile, cu umbrile, cu astea și știu că vreți clipul ăla și o să vină, vi l-am promis, știu că vi l-am promis și o să vină. Nu să mă spăl, stați așa. Mult mai bine. Mă dau acum cu un piculeț de cremă pe față ca să hidratăm treaba, să fie baza bună, după care o să încep să mă machiez, după care ne vedem la oglindă, după care vă arăt outfit-ul, după care plecăm la drum, după care mai vorbim pe parcurs. Chasing you.
this place that we're in. But I'm your liability. Asta e problema cu rujurile astea care nu sunt matex, se lipește tot de ele și când spun tot, mă refer la păr. Aoleo, las că mă pictez, îmi fac și mustăți până termin de luat firul ăsta de păr. Ăsta mi-este outfit-ul, sunt o foarte roză, o foarte feminină și ușor vintigioasă, așa, cu ce port la gât și cu poșeta pe care o am, poșetă goblen, asta de aici, pe care am luat-o anul trecut din... De la un trei de vechituri cu siguranță, dar nu mai știu dacă am luat-o din Dusseldorf, de la Mădă sau dacă am luat-o din altul. Oricum ar fi, asta este, e destul de lejeră și ușor, așa nu se pun în ea decât actele, portofelul și camera cu care filmez acum. Rochița este cea de la ASOS pe care ați mai văzut-o la mine, este super confortabilă rochia asta și așa de feminină și de drăguță, una dintre cele mai reușite achiziții ale mele pe anul ăsta și dacă nu uit o să vă linkuiesc în descriere, cu toate că v-am mai arătat-o într-un haul, cu siguranță ați mai văzut-o la mine și m-ați văzut și purtând-o, nu știu dacă mai e disponibilă, dar dacă mai e o găsiți în descriere, asta este plisata asta, așa. Sandalele sunt niște deosebite și pe ele le-ați mai văzut pentru că le am un an sau doi, cred că au. Sunt dintr-o colecție mai veche, Marc Jacobs, pe care eu l-am luat de pe eBay. Și au tocola frumos în formă de inimă. E o scobitură așa în formă de inimă, care îmi place super mult. Și talpa ortopedică, oh, care e vis. Nude, așa, merg la o groază de chestii și chiar mă bucur că le-am scos de la naftalină, pentru că nu le aveam aici unde îmi țin majoritatea pantofilor. Erau undeva pe dincolo și acum mă bucur că pot să le port iarăși. La cât am lănțișoarele mele clasice de la Splendor, o să întorc și camera să-mi vedeți fața, cu toate că mă susut din ce mă macheam. Am colierul ăsta vintage, am niște inelușe de la H&M, dacă ar vrea niște focus, uite așa, dintre cele luate la reducere, despre care v-am zis că au fost 10 lei ceva în genul ăla, în urechi nimic și mi-am făcut la păr o, nu știu cum să zic, o coadă așa prinsă cu o eșarfă, pentru că nu mai am părul proaspăt spălat, n-am chef să-l coafez, nu vreau nici să-mi vină în față, prin urmare, un codelou din ăsta așa de cal, cred că merge numai bine, stați să-și întorc. Cam în felul ăsta și asta mi este fața, îmi place cum mi-a ieșit machiajul astăzi, e destul de fresh așa și sunt o strălucitoare, după cum v-am zis am început să folosesc mai multe chestii și o să fac, dacă nu în cadrul clipului ăstuia, în următorul daily vlog vă promit că vă arăt ce și cum aplic pe față acum, dar poate o să avem timp mâine, pentru că mâine ar trebui să fie o zi interesantă așa și dacă mi ies treburile bine și mă încadrez bine cu timpul, mâine vă arăt, dar mai multe despre asta o să vă povestesc de seară sau vă povestesc mâine dimineață. Așa că în felul ăsta o să mergem, uite și lănțișorul, uite și codălăul, uite și fața, suntem gata de plecare. Hai să... Temeți că o să scot capul pe gem imediat și o să vă prezint ploaia pe care, bineînțeles, n-ați mai văzut-o, este într-adevăr ceva extraordinar, dar până ajungem la ploaie, voiam să vă arăt copilul, noul copil pe care l-am adus acasă. El este calculărețul pe care îl voi folosi, sper eu, cu drag și spor,
și sper să servească scopului pentru care a fost cumpărat și să merite banii pe care i-am cheltuit pe dânsul. Că voi mânca iaurt de soia în următoarea lună, asta este partea a doua, dar hei, l-am luat și chiar mă bucur că l-am cumpărat. Este exact ceea ce îmi doream, e subțire la șonșui sexy. Ăsta este de 21,5 inch ecranul, mai aveau și pe cel de 27 sau ceva, dar era plasmă. Să moară cibilan, era cât toată masa asta, adică era dita mai, nu, deci plasmă chiar nu. Ăsta e ok, pentru mine merge foarte bine și eu l-aș fi vrut alb, să fiu sinceră, dar n-aveau decât gri, așa, din câte am văzut eu. Prin urmare, asta este tastatura, e din asta fără fir, sper că vedeți acolo, v-am zis, plouă, e întunecat și na, nu prea ne ajută nici focusul din ce văd, asta e, așa se întâmplă cu ții slabe de lumină. E, uite așa, cu buton din ăla și la momentul la care se descarcă, trebuie să o încarc, am un fir special prin care o conectez și o încarc. Vedeți că nu e conectată cu fire deloc, deci ține, ar trebui să țină teoretic. Aici este mouse-ul, aveam desigur și posibilitatea de a-mi lua pad din ăla de să dau cu deștiu, știți cum dau la laptop. Dar am zis hai cu mouse-ul totuși pentru asta, că nu știu, cred că mi-ar fi ciudat pentru calculator să am din ăla. Iar momentan acesta este pad-ul meu, pentru că, hei, nu am niciun pad în casă, așa că ne folosim de Shabby Chic. Până când o să mă duc să-mi cumpăr și un pad. Un pad, masă, scaun, în fine, complică puțin lucrurile, dar hei, asta e, măcar să-și facă treaba. Iar ăsta este monitorul, nu are unitate sau altceva. Vă zic chestiile astea că nici eu nu mă pricep. Acum nu știu dacă voi sunteți mai cunoscătoare ca mine, mai cunoscători, mă bucur pentru voi, dar eu sunt din ăla prost de chiar nu știe chestii din astea și zic și eu că poate mai sunt și alții care nu se pricep la fel ca mine. Acolo sunt, hello. Ar fi avut în mod normal un calculator, așa cum aveam eu înainte să am laptop, avea unitate de aia centrală, dar ăsta n-are, este doar el, deci asta e tot, ăsta e tot calculărețul, n-are nimic altceva. Ăsta este, e subțirel așa și sexos, iată-l, vedeți? Ăsta e, atâtica, aha, foarte frumos, îmi place luminositatea, nu-i la maxim acum, uite, vă dau imediat, uite așa, cam așa ar fi, am dat-o eu la maxim ca totuși să nu se vadă foarte alb și aici foarte negru. Și da, cam asta ar fi jucăria mea cea nouă, sunt foarte bucurată că l-am luat, îmi vine să-i dau și un popec. Acum mă voi duce să mă schimb din aceste haine pe care să știți că le-am pătat, nu știu cât vedeți acolo, încerc să caut pata, dar am dat o bucată de ciupercă pe mine la restaurant acolo, la Suento, deci am aflat, domnule, Suento se numește, iată, aia cred că este una dintre pete, dar stați așa, mai bine să întorc eu, iată așa. Dacă facem noi așa, nu mă vedeți? Este în felul ăsta? Wow, minunat! Și știți ce am făcut când am plecat de acasă? Am făcut o tâmpenie foarte, foarte mare, însemnând că am uitat aia aprinsă. Am uitat lumânarea aprinsă. Când am ajuns acasă și am văzut, eram... Bine că n-au dărâmat-o pisicile sau ceva. În mod normal nu fac tâmpenii de genul ăsta, dar cred că m-am grăbit. Și, de fapt, cred că e prima dată când mi se întâmplă ceva așa, întotdeauna le sting, dar cred că nu mi-am dat seama, m-am grăbit și a rămas acolo arzând și când am ajuns și am văzut, și-am bătă inima, zic, sper că e totul ok și a fost ok din fericire, dar, notă pentru propria persoană, stinge lumânările! Da, vă mai zic cu Sventot, pe care mă duc să mă îmbrac și îmi fac de lucru pe aici prin casă, cred că mă duc la laptop ca să golesc, să încep să golesc ce am în ăla, să pun în ăsta ăla, să-mi transfer așa majoritatea lucrurilor pe care le mai am, că n-am instalat încă toate programele, doar așa câteva, bookmark și alte de-astea, dar n-am transferat tot. Drăguț de tot acolo la Suento, când am ajuns noi nu era nimeni, erau, cred că doar cei care serveau și atât, n-am văzut să fi fost alte persoane, pe măsură ce am început să mâncăm, au venit și alții, dar foarte liniștit, nu e muzică, un lucru foarte important pentru mine, nu bubuia muzica, te puteai auzi efectiv, auzeai de fapt cintezoii care ciripeau pe acolo și mai bătea așa din când în când vântul, din fericire n-a plouat cât încă eram acolo, deci a fost bine și deasupra noastră era un copac așa cu mere și era foarte drăguț să mănânci așa sub mere, mâncarea super super bună, au fost super drăguți cei de acolo pentru că mi-au scos mozzarella din chesadia aia, era o chesadia vegetariană și am întrebat dacă se poate să-mi scoată mozzarella. Da, nicio problemă. Am mai luat un platou cu niște chestii de-astea arăbești, tabule, falafel, vlăvl și pită și alte nebunii de-astea. Nu m-am atins de brânză, bineînțeles, am mâncat doar legumele. Am mai mâncat, de fapt am băut o limonadă și a fost super bun. Nici n-am mai avut nevoie de desert, că deja mă simțeam mega, mega full. Deci, da, mi-a plăcut acolo, a fost super ok. După aia am mers în Park Lake, să vă zic. În Park Lake, de unde am luat calculatorul. Foarte drăguț că... Ne uitam noi pe acolo și a venit un băiat așa din spate să-mi zică, bună, dacă poți să te ajut cu ceva, adică, ok, mulțumesc, nu-i nevoie, deocamdată. Și după aia îmi zice că, a, nu, că sunt foarte emoționat, că te urmăresc și eu și prietena mea și zic, uite, un băiat care nu mă urăște. Și vă spun chestia asta ca să leg, iarăși divaghez, cu ceva ce mi s-a întâmplat, cred că săptămâna trecută. Eram în Carrefour și eram în Carrefour, nu eram singură, numai că individul nemernic era undeva la distanță de mine, adică, mă vedea, îl vedeam, dar nu eram unul lângă celălalt. Și eu eram cu spatele, luam mâncare pentru blănuși și aud niște chestii, se vorbea de mine,
Dar m-am întors cu spatele, când am văzut mai departe de treabă, m-am făcut că n-aud. El era mai aproape de persoanele care vorbeau. Da, ele, bineînțeles, n-aveau de unde să știe că el e cu mine. Și era un cuplu, din câte am înțeles, mi-a povestit el, după eu nevăzându-i. Și cuplu, el cu ea, și ea îi spunea lui, uite-o pe Andreea Balaban, aia pe care n-o suferi tu! Eu am auzit, dar v-am zis, am rămas cu spatele, văd de treaba mea, ok. Și ea, săraca, tot trăgea de el și arăta, uite, uite, și ăla nu mai putea, dădea ochii peste cap, era disperat să plece de acolo. Bineînțeles, omul nu mă suferea. După care, odată ce am plecat, au plecat și ei între timp, el mi-a povestit, individul mi-a povestit, așa, și zic, stai niște că am auzit, eram acolo. Ce vreau să zic cu asta? E ok, știu că bărbații nu mă suportă, n-am ce să fac, asta este, că le răpesc din timpul iubitelor și nu e nici primul și probabil nici ultimul, care nu mă înghite, dar tipul ăsta de la iStyle, de unde am luat calculatorul, a fost un drăguț, deci tremura, m-a pus să fac poză, m-a pus să vorbesc, să o sun pe gagică, să-i spun acolo diverse, i-am spus, i-am pupat pe amândoi și am și zis, data viitoare mi-ar plăcea să-i cunosc pe amândoi, mai ales dacă sunt în București, la următorul eveniment ceva, dacă vin, îi aștept, deci dacă vă uitați, amândoi, vă aștept, vreau acolo, când vin așa cuplurile, mamă, crapă pipota, când văd că nu mă urăsc bărbații, am făcut ceva bine în viața asta. Deci da, au fost niște foarte, foarte drăguți și referitor la cei din Carrefour, nicio problemă, e ok, serios, nu trebuie să te placă toată lumea, chiar nu e bine să te placă toată lumea, dacă te place toată lumea, trebuie să spui niște semne de întrebare, așa că, iau, vine că se uită ea la mine, te pupă balaban. Gata, ok, mă duc să mă schimb și vedem ce mai facem pe aici, mă mai povestesc un alta. N-am mai filmat, dar după ce am terminat cu legumele alea, care au fost foarte bune, foarte sănătoase, chiar dacă ele congelate, dar oricum, sunt legume bio, eco, alea, m-am pus pe un tort pe care, nu știu dacă mai țineți minte, cred că vi l-am arătat în clipul cu alimentația. Aveam un tort cumpărat într-adevăr din comerț, dar vegan, 100%, ceva cu niște fructe, cu frișcă din asta de soia, în fire. Și am intrat în el acum și nu că am intrat în el, dar aproape că l-am terminat, singură. Și n-ar fi o problemă neapărat, cu toate că e un pic cam mult pentru seară, dar mi-e un pic greață așa, adică cred că nu mi-am dat seama pe moment că de bun ce era, eu mâncam. Până când m-am trezit la un moment dat că stai că ar fi cazul să mă opresc pentru că simt că îmi vine înapoi. Și acum mi-e un pic greață de la el, cred că a fost puțin prea dulce. Da, așa e, când ești calic și ești haplea și îți plac dulciurile. Nu știu dacă mă credeți, dacă ar fi după mine, aș mânca zahăr cu zahăr cu zahăr cu zahăr cu și mai mult zahăr. Aș mânca numai pâine și numai paste și numai ciocolată, numai dulciuri, numai de-astea. Și când spun dacă ar fi după mine, adică presupunând așa că nu mi-ar păsa niciun fel de sănătatea mea și că mi-aș permite și să mănânc așa că nu sunt unul dintre oamenii aia care nu se îngrașă indiferent ce ar face. Deși asta ar fi cea mai mică problemă, cred că aș dezvolta alte boli, dar chiar și asta cu greutatea, nu sunt unul dintre oamenii ăia, așa că încerc să am grijă cât de cât, nu prea am refuz multe, dar nici nu mănânc cât 7, acolo în limita bunului simț și cumva compensez cu activitatea și cu stresul, dar acum cu tortul ăsta n-am compensat nieca, deci m-am pus pe el și aproape că l-am terminat și când spun aproape că l-am terminat nu zic că am mâncat o felie și m-am mai rămas 12 pe lângă și asta înțeleg eu prin aproape că l-am terminat, nu, era un tort și 90% din el l-am mâncat pentru că sunt o calică, dar da, o să-mi treacă. Vreau să vă mai zic ceva în seara asta, să vă arăt ce e și cum citesc, ca să includem și ceva din acest subiect, după care noapte bună, somnișorițe plăcute și vorbim mâine dimineață și vă pun atunci la curent cu ce o să facem, pentru că mâine o să fie tare, tare, tare drăguț și simpatic și abia aștept. Da, am terminat recent o carte și am început o alta și voiam să vă vorbesc despre ele până când o să apuc să fac următorul clip de cărți, filme, seriale și așa mai departe, muzici, ce vă mai recomand eu în mod normal. Până atunci însă, știind că va mai dura un pic pentru că la momentul de față am vreo 4 cărți citite și aș vrea să am măcar 5 înainte să vorbesc cu voi, de la ultimul clip pe care l-am filmat aș vrea să am măcar 5 ca să am ce vorbi, despre ce vă vorbi și ce vă recomanda. Și cea pe care am terminat-o cea mai recent este ceva complet neașteptat pentru mine, ceva ce recunosc nu a fost recomandarea mea sau, mă rog, nu a fost ideea mea, a fost o carte pe care am primit-o, ca recomandare de la cineva, ia o citește-o că o să-ți placă. Ok, cartea arată iată așa, se numește Cântec pentru Lia și este o dubioșenie totală. Este o serie de nuvele, de fapt, cartea asta, vă zic imediat câte sunt, 2, 4, 6, 8, 10, sunt 10 nuvele cu totul și toate sunt
ciudate, cel puțin bizare. Nu sunt neapărat stilul meu de lectură. Eu citind cu totul altceva, de regulă mă orientez spre thrillere și romane polițiste, lucruri pe care le știți dacă ați mai fost pe aici, iar cartea asta duce într-o zonă ASF-ului, clară, o zonă fantasy, ceva paranormal, ceva bizăruț, o ciudat, oricum ar fi. Deci nu este o carte care are prea multă legătură cu realitatea, cu toate că novelele astea sunt scrise undeva prin anii 70, dar nu știu, nu m-am simțit nicio secundă aici pe pământ sau în prezent sau într-o lume palpabilă unde rațiunea domină și totul este normal și există o explicație logică pentru orice. Nu, a fost una în care eram pe nu știu ce planetă și era vorba despre un tip care își aștepta întoarcerea înapoi pe pământ. Într-alta era o chestie paranormală cu o mașină care repeta accidentul în urma căruia au murit cei care conduceau mașina la momentul respectiv, ceva cu niște fantome. După care cântec pentru Lia, iarăși ceva foarte ciudat, Lia asta fiind un telepat care simte diverse atunci când se apropie de oameni și acțiunea se petrece tot pe o planetă undeva departe de pământ, iar acolo ea trebuie să investigheze alături de partenerul ei ce se întâmplă cu locuitorii acelei planete care aleg de bunăvoie să se sacrifice într-un fel. Mă rog, știu că nu sunt foarte coerentă, trebuie să citiți chestiile astea. Ce vreau să vă spun e că mi s-a părut interesantă categoric, a fost așa un suflu fresh în seria mea obișnuită de lecturi, dar nu știu, cred că trebuie să mă obișnuiesc cu genul ăsta ca să mă bucur de el și să-l devorez pe bune. Am vrut să termin cartea până la capăt ca să nu mă apuc să emit eu păreri fără să fi citit tot, fără să am habar despre ce e vorba. Dar, nu știu, e ciudățică pentru mine, pentru că nu e genul meu. Cu toate că ele au un substrat psihologic foarte interesant și dacă stai așa să le diseci ca lumea și să le analizezi, poți să scoți înțelesuri de acolo. Dar pe mine m-a bulversat așa cu morții care sunt, erau niște cadavre pe care le controlam la nu știu cine și care făceau tot felul de munci din astea, aia cu planetele, cu nu știu ce denumiri ciudate pentru niște animale, pentru un castel până nori, deci cred că prefer Game of Thrones, dar una peste alta interesantă, deci o recomand pentru amatorii genului. Acum să nu înțelegeți de aici că zic că e nasoală cartea, sub nicio formă, este interesantă, numai că se adresează unei anumite categorii, cred eu, din care eu nu fac parte. Ca idee vă spun însă despre ea, cine iubește genul ăsta, s-ar putea să vă placă. Pe de altă parte, am început ceva mult mai apropiat de genul meu, de stilul meu. Asta de aici se numește Al nouălea mormânt. Cartea asta este destul de grosuță, abia am început-o și am așa un pic emoții cu ea, că nu știu cât o să-mi ia să o termin, pentru că sunt mai bine de 600 de pagini și la cum mă știu și cât de obosită am fost săptămâna trecută, o să dureze până când reușesc să o termin. Dar oricum, abia am început-o, cred că am citit 20 de pagini din ea până acum și sper să fie faină. Ar fi așa. În cea mai friguroasă zi a anului, ministrul suedez al justiției dispare fără urmă pe drumul dintre parlament și propria mașină. În aceeași noapte, o vedetă daneză găsește un străin care se ascunde în casa ei de la nord de Copenhaga. Cadavrul său este descoperit nu după mult timp. Ba, ba, bi, ba. Curând sunt găsiți alți morți, tuturor cadavrelor lipsindu-le diferite părți ale corpului. Pe măsură ce inspectorul criminalist Fabian Risk și omologul său danez, al cărui nume îl voi stâlci, dar o să-l citesc exact cum se scrie, Dunja, nu se citește Dunja, sigur, Hogard, iartă-mă, prietene, încearcă să pună cap la cap informațiile existente, sunt râți într-o conspirație mai teribilă decât și-ar fi putut imagina. Vom afla. Dacă așa este, sunt foarte interesată de această carte. Chiar simțeam nevoia de un roman polițist nou, că alea sunt pentru mine așa ce-mi trebuie. Și în cazul în care nu știți și în cazul în care v-ați uitat, v-am mai zis eu de un serial acum ceva timp, v-am spus că mie îmi place super mult Mindhunter. A fost primul sezon undeva în 2017. Genial. E tot pe zona asta de psihologic, dar are treabă cu realitatea. Nu e pe câmpiuțe, planetuțe și alte de-astea. Și o să înceapă sezonul 2. Acum, în august, însemnând peste vreo lună, ceva așa. Și abia aștept. Abia aștept. Deci nu cum am așteptat Game of Thrones, dar oricum, un serial care să-mi placă și mie, care să fie acolo pe sufletul meu. Primul sezon, oricum, este și la un serial dubios, numai că este un gen de dubios diferit de ăsta al lui Moș Martin. Deci, depinde ce vă place. Acum, e greu de spus, uită-te la ăsta că o să-ți placă cu siguranță, pentru că avem gusturi diferite, personalități diferite, ne plac lucruri diferite, așa că n-ai cum să faci o recomandare neapărat unui om, decât în momentul în care îl cunoști foarte, foarte bine. Eu vă prezint din mai multe genuri și voi alegeți ce vi se potrivește de acolo, dacă
Mi se potrivește ceva. Dar da, acum că v-am povestit și cu tortul și cu cartea, o să mă duc să fac un băiț. Drăguț așa simpatic, o să mă bălăcesc un pic, o să continui să mă uit la serial, la You. După care o să mă trântesc în pat cu cartea și o să citesc până când o să adorm. Iar mâine ne vom apuca de alte treburi despre care vă povestesc atunci. Momentan, noapte bună, somn ușor, vise plăcute, puricii de la rumbul de la poros să vă sărute. N-au purici, băi, n-au, să știți că n-au. Și ne auzim în câteva secunde în cazul vostru. Revizim. Vă așteptați? Nu vă așteptați, așa cum nu vă așteptați la asta. Știu, trebuia să fiu în pijamale, trebuia să fiu cu coculetele aici, cu cafeaua în mână, cu pisica pe picioare, dar l-am spart. Toate astea s-au petrecut acum câteva ore, pentru că sunt trează de vreo 3. Este un 10 și jumătate la momentul de față și m-am trezit chiar mai devreme, m-am trezit undeva în jur de 7. Am dormit foarte bine, 5 ore am dormit, decât 5, dar astea decât 5 au fost mai mult decât suficiente. Și sunt chiar ok cu ele și mă bucur că am dormit atât pentru că am reușit să citesc un piculeț mai mult. M-am culcat undeva în jur de 2, cel puțin atunci, știu cum am uitat ultima dată la ceas, am reușit de am citit, m-am și odihnit și cred că m-am trezit așa de fresh și de proaspătă, fiind entuziasmată pentru astăzi. Vremea nu prea ține cu mine, se anunță niște ploi care s-ar putea să-mi dea planul peste cap complet cu ce am eu de gând să fac astăzi, dar încerc să o somez în felul ăsta. Sunt și eu cât de cât prezentabilă, o să mergem la oglindă, o să vă arăt outfit-ul meu, o să facem și un băgășel așa drăguț în care momentan rumbul doarme. Dacă avem noroc până termin de vorbit, cred că încă îl surprindem în această ipostază romantică și boemă, veți vedea. Dar ca să vă zic ce o să facem astăzi, o să mergem undeva. O să mergem într-un locșor foarte drăguț, unde am cazare pentru o noapte, ceva foarte aproape de București, 20 și ceva de kilometri, e undeva prin Ilfov toată treaba. Am descoperit locul ăsta printr-o coincidență totală, căutând niște cazare pentru mare, pentru litoralul românesc. Și, ca în fiecare an, este full peste tot și la niște prețuri pe care personal nu le înțeleg, că, nu știu, cu banii aia te poți caza undeva mai mișto, într-o altă țară, unde posibil să fie și o mare mai mișto, adică, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult în Grecia, mi s-a părut că prețurile de acolo și marea sunt peste ceea ce este în România și problema mea cu ce este aici, în țară, ține de aglomerație, deci nu de mare în sine, că ea e ok, e frumoasă, nu-i vorba de asta, dar... Este foarte aglomerat, unul la mână, și doi la mână sunt niște scoruri, niște prețuri. Nu pricep, nu pot să înțeleg, dar mă rog, astea sunt problemuțele mele, poate că alții înțeleg. Nu știu dacă voi reuși să ajung la Marea Românească vara asta, dar intenția mea cam asta era, să merg un weekend la mare, să vedem ce e pe acolo, care-i treaba, să niște bronz ceva. Dar având în vedere prețurile și având în vedere că nu prea am găsit nimic disponibil din ceea ce m-ar fi interesat și nu vă imaginați că m-am uitat înspre Mamaia, că nu sunt fan neapărat, că acolo e agitația și bumți, bumți, bumți. Ținând cont de asta, am început să caut cazări diverse, nu știu cum am ajuns exact pe o anumită pagină, și am găsit eu ceva foarte drăguț, care este super aproape de București. Este o casă așezată pe malul unui lac, pe malul la lac, în Ilfov, undeva la 20 ceva de kilometri, după cum v-am spus. Și unitatea de cazare se numește By the Lake. O să vă arăt eu așa cam cum se prezintă din pagina de Instagram pe care o au. Și locul este atât de nou încât nici site-ul nu l-au dezvoltat, dar au deschis, cred că prin mai, ceva de genul ăsta. Și am eu așa o presimțire că pe măsură ce vor începe oamenii să afle de lucrul ăsta, ceea ce răspunde și eu acum, am o presimțire că se va super aglomera, pentru că e foarte drăguț și fiind atât de aproape de București, e foarte lejer să te duci acolo. Au deja toată perioada asta rezervată și n-am putut să iau decât o noapte, deși eu aș fi vrut două, n-au decât o noapte care s-a nimerit să fie astăzi. Prin urmare, am rezervat pentru astăzi și într-acolo vom merge. Este super, super drăguț, o să vă arăt imediat. Hai să iau camera ca să vă arăt și după aia rezolvăm și cu restul. Stați așa. Zac, roata mori se învârtește, țac, țac, țac. Frate, mi se bucură, se știe. Cam hielul ăsta arată. Ce nu v-am spus este că există un jacuzzi undeva pe terasă, ăsta de aici, care arată foarte, foarte fain. Și camerele sunt în felul ăsta, am venit să strălui. Îmi cer scuze.
Camerele sunt cam în felul ăsta. Există și un șemineu în camera pe care o vom avea noi. Așa am înțeles că asta va fi, cu vedere la lac. Foarte drăguț. Bucătăria e cam în felul ăsta. E mobilat foarte, foarte fain. Ia uite, ce frumos. Chiar mi-a atras atenția și cred că mai este un șemineu și undeva într-o, nu știu, sfragerie, living. Nu vrea să încarce? Uite, cam așa. Așa, asta ar fi baia. Și ce vă spuneam eu de vreme, că sper să nu-mi strice planurile, mă referam la jacuzziul ăsta, că mi-ar plăcea foarte mult să mă bolăcesc întrânsul. Dar dacă plouă, cred că nu mă mai bolăcesc nicăieri și o să stau în casă și o să mă bucur de șemineu. Ceea ce în iulie, nu știu ce să zic. Mă rog, o să fie interesant oricum, e foarte, foarte drăguță treaba, ia uite ce fain. Foarte fain arată, abia aștept să merg și chiar sper să fie o experiență faină. O să filmez când ajung acolo, vă arăt ce și cum, toată povestea. Acum, pentru partea de bagaj avem următoarele și vă voi prezenta ce și cum, dar să începem cu punctul cel mai important, Rumbu, care este foarte pregătit de excursie. Rumbu, ce faci? Ai loc acolo? N-ai că ești gras, uite cum stă cu lăbuțele înghesuite. Ce faci? Ce faci? Camera asta, să știți că atunci când pun ceva negru... Aoleu, nu-mi capi... Când pun ceva negru, spălăcește automat toate culorile, v-am mai zis eu asta. În caz că vă întrebați de ce e așa, nu știu, glănița lui cumva mai deschisă, să știți că nu e deschisă deloc, e doar camera. Dar pufosul doarme, n-are treabă. Ce faci? Rumbu? Rumbu? Mergem în zacuzi? Fii cu mama în zacuzi? Vrei să faci băiță? La blăniță? Băiță la blăniță. Da, îl lăsăm deocamdată să stea aici. Cât timp organizez eu să vă arăt și cum am luat la mine și după aia va trebui să-l mut și să mă ocup de bagaj pentru că urmează să plecăm cât de curând. Așadar, hai să vă arăt ce am luat. Ăsta ar fi porfardul cu produsele de machiaj, am luat toate zarzavaturile posibile. Aici am luat două perechi de ochelari, una mi-o voi pune pe ochi acum când plecăm și cealaltă am zis să fie. Aici am luat cameră încărcătoare, baterii, trepiedul, am zis să fac și niște poze acolo pentru că e foarte, foarte drăguț. Prosoape, să fie, în caz că... Nu știu, poate nu o plouă chiar așa de rău și reușesc să mă bălăcesc un pic. Tot pe ideea de bălăceală am luat niște costume de baie pe care le-am două, sunt de anul trecut, unul este de anul ăsta. Ăsta e un costum de baie foarte frumos de la H&M, opa, pardon, de la H&M parcă este, uite așa, cu costum, pardon, cu kilou din ăsta cu talie înaltă, retro, așa cum îmi plac mie, cu un imprimeu foarte frumos, ceva pe stil păun, cu turcoaz, cu verde, cu alb, foarte drăguț. Și un sutien în stilul ăsta așa triunghi. Îmi place foarte mult ăsta, nu cred că mai e că e vechi, dar ca idee vilară pentru inspirație. Ăsta cred că este costumul de baie preferat al meu din toate timpurile și pe asta l-ați mai văzut dacă ați mai fost la mine pe canal, că la fel îl am de ceva timp, dar îmi plac foarte mult, cum să-i zic, pliseurile astea de aici, de pe partea din față, de-a lungul părții din față, are așa un material plisat adunat. O să vă arăt acolo, dacă am ocazia o să-l îmbrac cu siguranță. Și aici în partea din față sunt așa niște cupe care vin una peste cealaltă și se prinde de după gât. E foarte retro ăsta, îmi place super mult, dar nu mai știu de la ce brand era etichetă. Avem? Nu știu dacă avem, dar... A? Ia. Să vedem de unde ești, prietene. Sace? Seafoley! Nu știu ce e ăsta, dar parcă l-am luat dintr-un outlet, că nu m-am dus eu nicio Australie. Dar, da, ca să știți, și îl mai iau cu mine și pe ăsta, de la Tex, din Carrefour. Vi l-am arătat în ultimul haul, ăsta cu dungulițe, așa marinărești, cu șiret, mă rog, e foarte drăguț. L-am mai purtat odată și o să-l mai port acum, dacă am ocazia, parcă văd că nu port niciunul. Aici am luat ceva mai mult pentru poze. Asta este ceva vai mama ei, dar îmi place foarte mult chestia asta. Este un fel de bustieră, foarte, foarte veche, are cred că vreo 70 de ani pe puțin. Poate vedeți că și culoarea nu prea mai e în stare bună, adică e așa în degradeuri, a curs probabil în timp, dar este o bustieră foarte drăguță cu niște pliseuri. Ceva făcut în casă, manual. Ia uitați cusăturile. Deci cineva a muncit la chestia asta. Și asta arată foarte bine cu chestii cu talie înaltă. Eu cred că va fi interesantă și am să o iau la mine, că poate am ce poze face pe acolo. Așa, am mai luat o bluză de la Zara pe care o știți că ați mai văzut-o pe canalul meu. Una de la Mango. Aici am niște pantaloni harem pe care vi-am arătat în ultimul haul de SH, parcă de leopard. Foarte drăguți, niște pantaloni scurți de blug și niște blugi. Evident, nu o să am timp să port toate astea, dar mai bine să fie decât să nu fie, că oricum le care mașina, nu le car eu. În partea aia mi-am luat iarăși niște cosmetice, loțiuni și o poșetă de asta de plajă
Și mai am acolo un umflat, care doarme, n-are treabă. Deci cam asta ar fi bagajul. Și acum să vă arăt și outfit-ul. Cam așa sunt. Încă nu m-am decis cu ce mă încalz, dar măcar să vedeți rochia, că asta e mai importantă, sandalele sau ce mi-o lua, o să puteți vedea oricum și pe drum, că de regulă filmez când merg așa. Asta este rochița. Este o rochie pe care am luat-o de la reduceri la Zara și cred că încă o găsit. Eu mi-am cumpărat-o din AFI și mai aveau destule când mi-am luat-o eu. Nu știu cum Dumnezeului de n-am văzut-o pe asta când a fost la preț întreg, pentru că mi-aș fi luat-o cu siguranță, dar cu atât mai bine, am luat-o la jumătate de preț. din Zara. Arată în felul ăsta, are un decolteu foarte frumos, mă voi apropia și veți vedea, și croiala e foarte interesantă, asta mi-a plăcut mie cel mai mult. Are aici decolteu, da? Deci odată partea asta. După aia aici e o chestie, nu știu, ca un fel de, creează un fel de fundiță, e cumva legată. Aici are un decupaj mic pe care vi-l voi arăta. Partea asta de aici este separată de partea de sus, fiind dintr-o bucată, așa, și nu știu dacă vedeți, dar ce vă spuneam cu problema mea eternă cu hainele, toate îmi sunt mari pe talie, tot ce mi este bun pe shoulder mi-e mare pe talie și uitați-vă, iată, vedeți câta diferența de material e, în timp ce aici vine destul de fixă pe shoulder. După care, de la shoulder, se coboară într-o fustă, uite așa, o fustă un pic mai amplă. Mânecile sunt din astea cam aproape de cot, iar la spate, încerc să vă arăt, dar nu știu, nu cred că vedeți, la spate, are tot așa un decupaj drăguț și se închide cu fermoar. E foarte faină, mi-a plăcut și materialul, mi-a plăcut și culoarea, e un fel de bumbac așa, deci ar trebui să nu transpir, nu e poliester. Ei! Dar mie cel mai mult mi-a plăcut croiala. Croiala mi se pare super interesantă și ceva ce chiar nu am în garderoba mea. Și pentru vară și la reduceri, am sărit pe ea, bineînțeles. Așa că pe asta o voi purta azi. Mai am niște cerceluși de la Parfois, pe care îi vedeți odată ce întorc camera. Încerc să vă arăt și partea din spate, dar nu știu cât îmi iese. Vedeți că am un decupaj acolo? E o chestie. Nu știu, da? Se vede mâna? Se vede ceva? Și acoperă foarte bine și sutienul. Iar în partea din față, uite ce vă ziceam, e adunătura asta așa cu o chestie care ține toată șmecherează. După care aici e un decupaj și uite, vedeți cum vine? Uite, pe bucata asta e ceva mai strâmtă. Sper că se înțelege ceva din ce vă arăt. Mi-e greu, domnule, mi-e greu de una singură. Dar da, cam în felul ăsta, cu lănțișoarele la gât, asta mi-e fața, deci în felul ăsta, voi defilă, am umbrelă în mașină, sper să fie ok. Să n-am nevoie de ea, însă de principiu cam asta sunt. N-aș vrea să încep cu deci ceea ce urmează să spun, dar sunt nevoită să încep cu deci. Prin urmare, deci. Deci, este o lumină atât de puternică, este o lumină atât de bună de poze momentan, pentru că sunt niște gemăloaie, niște gemăloaie însemnând niște geamuri imense în fața mea. Sunt nu chiar din podea până în tavan, adică e așa un spațiu, mă rog, e un spațiu cam atâta, care împiedică proximitatea de podea, dar sunt niște geamuri foarte, foarte înalte, sunt cam, nu știu, de 3-4 ori cât geamurile obișnuite, cum am eu geamurile acasă. Prin urmare, intră o lumină, uite, ca să vă faceți o idee. Deci fără deci, din nou cu deci. Stați așa. Deci fără deci, în momentul în care a intrat în cameră și vedeți că șoptesc ca să vă induc așa în această atmosferă plăcută și caldă, oh la la! În momentul în care a intrat în cameră, vezi asta. Asta este patul. Aici e un pat dublu. Pare destul de confortabil, deși n-am țopăit în el, dar pare destul de confortabil momentan. Mi-am întins eu pe acolo câteva careturi, nu prea multe, dar în fine. Am încercat, da, cam atât mi-a ieșit. În partea asta mai este un bagaj cu trepiedul meu, în fine. Aici, uite ce frumos, pe peretele ăsta avem, uite așa, o vază cu niște stuf, cu niște pălării așezate frumos pe perete, cu niște hărți, acolo este un fel de cufăr, iar pe cufăr ne-a adus domnul despre care vă spuneam niște brânzeturi, niște alune, niște ciocolată, nu mă voi atinge de ele, dar pepenele și alunele alea arată foarte bine. O sticlă cu apă și mai este o sticlă de vin pe care l-am rugat să o lase în frigider, că momentan nu va bea nimeni din ea, e totuși de vreme. Așa, welcome to our lake house, life is better by the lake. Așa, în partea asta încoace o noptieră, un tablou acolo drăguț, niște cărți, mai mult stuf. Asta e foarte simpatic, ia să-mi iau și eu de asta. Arată bine. Poderele sunt albe. Încoace este un text unde scrie Lake Rules și acolo zice Watch the Sunset, adică niște reguli ale lacului. Și de sub scrie privește apusul, după care relaxează-te și, cum să traduc, unwind, destinde-te, să zicem, go fishing, du-te și pescuiește, read a good book, citește o carte bună, râzi, dormi mai mult sau rup peste program, înnoată, soak, cum să traduc, soak, în moaie-te, nu știu, în moaie-te în apă, ceva de genul, joacă-te,
Așa, stai lângă foc și creează amintiri. Foarte fain, foarte, foarte, foarte frumos. Acolo mai este o plântuță drăguță, acolo iarăși niște flori, nu știu dacă sunt naturale sau artificiale, dar arată bine. Acolo păturică, ăla este ceea ce pare a fi un coș de picnic, un Buddha să fie, nu știu exact. Iar în partea asta este șemineul, care are lemne pe pune, deci cred că este șemineu, nu e din ăla electric? Nu pare a fi, dar sunt lemne, ceea ce e foarte drăguț. Așa, în partea asta avem niște lumânărele, niște decorațiuni, niște cărți, o plasmă pe care, bineînțeles, nu o voi atinge, după cum știți. Și uite geamurile imense despre care vă spuneam, stați așa să mă dau mai în spate, suficient în spate ca să vedeți cam cât sunt de mari. Deci, cam așa. Și uitați cât de înaltă e camera. A, și uite acolo iarăși ceva foarte frumos lângă pat, dacă vedeți și vedeți. Avem un scaun din ăsta învârticios, așa. Ia uite, ce drăguț. Mamă, deci o să fac niște poze super faine aici. Sper doar să am lumină cât de cât ok. Că ar trebui să mă descurc. Mi-am luat trepiedul și oricum cele mai mișto poze mi le fac eu singură. Iar pe geam este în felul ăsta. Stați așa. Să mă ocup de luminozitate. Cam așa se vede de aici de sus. Eu sunt la etajul 1. La parter este bucătăria, un living mare și mai sunt niște camere pe aici pe la etaj, dar o să ajungem noi și acolo. Uite așa, în felul ăsta ar fi baia. Foarte mișto e baia. Cam în felul ăsta. Cada. Lumina e puțin slabă, dar dacă e nevoie, ia să mai creștem un pic. Vedeți ceva? Eu sper că se vede cât de cât la voi. Dar asta ar fi cada. Robinet, chestii foarte mișto. O scăriță, să fie. Acolo alte plante, gelul de duș, încoace este oglinda, o vedeți, da? Eu sunt. Oglinda, chiuveta, prosoape, niște mirositoare din astea, șampon, sapun, toaleta și mi s-a părut mie mișto, este că la toaletă, la WC-ul, ai un corpoduș în cap. Cască ți se face foame, întinzi mâna și cred că ajungi. Dacă ai brațele mai lungi, cred că ajungi. Niște lavandă, deci cam așa ar arăta camera. Pac, pac, pac.
zic că mi-este frig în luna iulie, pentru că mi-este. Mi-este frig în luna iulie. Sunt băgată în plapumă. E o plăpumioară din asta subțire, dar oricum e o plăpumioară. Și mi-este rece. După cum v-am zis, zilele trecute a tot plouat și ieri n-a fost așa mare nebunie, adică nu m-a ținut foarte mult ploaia, cu toate că a fost destul de intens atât cât a ținut, dar a răcorit un pic pământul și cu toate că nu era să deger, pentru că am ieșit mai pe seară pe terasă, cu toate astea s-a lăsat așa un fricuștean care pentru mine cel puțin nu e tocmai plăcut, mai ales pentru luna iulie. Dar e foarte dimineața acum, e 7:30 și când zic că e foarte dimineața mă raportez la ora la care m-am trezit de fapt, pentru că am mai lenevit în pat. Sunt singură momentan, că na, e săptămână de lucru și trebuie să mai mergem și la muncă, dar eu o să mai lenevesc în pat un piculeț și vreo oră măcar și abia după plec înspre oraș și am zis să vorbesc cu voi, să vă zic ce am făcut ieri și așa să vă pun la curent cu ce mai este pe aici. Aseară nu mi-a stat cap. Vă dați seama, am avut alte preocupări, dar a fost foarte plăcut, a fost foarte relaxant și super liniștit, fiind doar noi pe aici și domnul care se ocupă de întreținere, pe care, mă rog, l-am văzut foarte puțin. A fost calm și liniștit și odihnitor, așa. Ieri după baia în jacuzzi, baie în cadrul căreia ne-a prins ploaia, ne-am refugiat în cameră, am mai stat pe aici, am mai borzăunit pe aici, până când s-a oprit și încă vreo câteva ore. Am și dormit un pic după amiază, ceea ce a fost somn de după amiază, adică wow. Așa, după care, atunci când a început să apună soarele și deja s-au dus din oreia mulți, erau niște culori așa de frumoase pe cer, am filmat câte ceva și sper că a prins bine culorile, dar în caz că nu, vă povestesc eu acum, era un cer așa cu niște fâșii foarte frumoase de roz, parcă erau niște panglici de roz bonbon fluturând de pe albastru ăla, era un contrast foarte plăcut și niște pasteluri foarte fine cu auriu, cu portocaliu, cu ceva roz bonbon și cu bleu ăla, era ceva foarte, foarte frumos pentru ochii mei, iubitoare de culori, după cum știți, foarte frumos, a fost un apus tare, tare drăguț și n-a mai plouat, n-a mai bătut vântul, a fost ok, mă luase un piculeț frigul, dar am stat afară doar așa cât să vedem apusul, am băut niște vin, am mâncat niște alune, am mai crânțănit ceva pe aici și mare lucru să știți că n-am mâncat ieri, pentru că n-am mai ieșit în oraș și nu ne-am gândit să fi luat ceva provizii mai multe pentru aici, am avut doar așa niște legume, niște fructe, legume nu s-a atins nimeni de ele, niște fructe le-am mai ronțăit și am mai avut niște snacks-uri, hai că a fost a fost, dar nu mâncare ca lumea, nu mâncare consistentă, motiv pentru care m-am trezit cu o mare foame în dimineața asta. După care pe seară m-am demachiat, am făcut o baie și apoi somn am picat. Somnul n-a fost extraordinar, adică n-am dormit excepțional de bine, dar asta probabil pentru că e un mediu străin, nu sunt obișnuită, nu știu, e ciudățel, știi, când nu ești acasă la tine în patul tău, când n-ai blănoși, la care abia aștept să ajung, dar mă rog, asta va fi abia de seară. E un pic mai complicat. Însă e ok, e ok. M-am trezit în jur de 6, am mai stat un pic de vorbă, m-am mai uitat pe geam așa, speram să văd tot așa un răsărit foarte frumos în color, dar n-a fost cazul, e destul de norat în dimineața asta și acum, după ce am rămas singură, am luat camera în mână și am să mai vorbesc cu voi. O să mă duc cât de curând la baie, fac și eu un duș, după care o să încep să mă pregătesc și cred că încheiem pe undeva pe aici vlogul ăsta, dar vă iau oricum cu mine la baie ca să vedeți ce-mi fac, cum mă machiez, cum o aranja, nimic, nu o să fie ceva complicat că nu am chef la momentul de față, dar măcar așa, să vă iau cu mine să mai stăm de vorbă, vedeți ce mai folosesc, ce și cum fac, ce produse de machiaj, de îngrijire, alea. După care plecăm înspre oraș, plecăm înspre București, desigur trebuie să fac și bagajul înainte. Dar da, cam ăsta e planul. Pernele astea sunt totuși foarte moi și aș mai dormi. Și da, știu că am fața asta de o fiertă. Hei, sunt un sex symbol în viață, după cum bine știți. Foarte moi pernele astea. Mi-am făcut acest coculete senzuo. Bineînțeles că nu putem fără el. Nu știu dacă vedeți, dar este așa ușor asimetric. Este ca un pămătuf, dar e numai pe partea dreaptă. A? Sunt bine? Și știu că m-au zis cu ecou, dar sper că se înțelege totuși. Baia asta, așa frumoasă baia asta, îmi place. Mi-aș dori să am și o baie din asta, însă la mine baia este cea mai mică cameră din toată casa. Și sub nicio formă nu e atâta, prin urmare mă lăfâi și eu atunci când am ocazia. Și văd că deja avem probleme, ceea ce mă bucură în mod deosebit. Dacă mi-aș fi luat eu și niște clame, niște elastice cu mine, sau mai multe elastice. Aha, stați mă, stați să vedeți, ia, mă fac sexy și mai sexy. Ziceți voi că nu sunt eu un sex simbol în viață. Atât. Bun. Hai să începem cu niște spălat pe dinți.
totuși Colgate-ul nostru cel de toate zilele. Am o periuță din asta de zis pe care o iau doar în călătorii, din asta clasică. Eu de regulă fiind fană a periilor electrice pentru dinți, că mi se pare că alea curăță cel mai bine. Ia, totuși să nu vorbesc cu voi cu gura puteroasă. În caz că se întreabă cineva, la momentul ăsta mă spăl cu un Colgate Total Whole Mouth Health, ci că Advanced Deep Clean, ăsta de aici este. Asta este pasta de dinți pe care o folosesc eu, de principiu este Colgate, deci dacă nu e asta, tot un Colgate e, dar e în funcție de ce îmi pică la mână atunci când ajung în magazin. Îmi plac pastele lor de dinți, am mai folosit și Blendamed, dar nu știu, eu am rămas la Colgate, dar lungul timpul lor, că mi se pare că ăsta curăță cel mai bine. Și am încercat și Sensodyne pentru că mai am toate probleme cu gingiile, dar nu știu, nu mi se pare că ar curăța la fel de bine, nu simt gura curată cum mă simt în momentul de față. După care zic să ne spălăm și pe ochi. Pentru partea de față o să vedeți că am un tratament ceva mai complex, ceva mai intens așa. E o tranziție pe care am făcut-o treptat, după cum am zis și în ultimul clip în care mă machiam. V-am zis că încerc să trec la produse din astea vegane cât mai curate și încă nu sunt acolo, deci sub nicio formă nu mă declar a fi vegană din punctul ăsta de vedere, reluăm iarăși acest subiect minunat, dar fac pași într-acolo, iar cel puțin pe partea de rutină de îngrijire a feței, pot să zic că sunt 100% acolo cu ceea ce folosesc la momentul de față. Sunt niște chestii de la Andalou, despre care eu v-am mai vorbit, cred, anul trecut, Andalou Cosmetics, am făcut și un giveaway atunci, să știți că o să fac și un giveaway și acum, dar va intra pe Instagram, nu știu dacă înainte sau după clipul ăsta, însă veți găsi toate detaliile acolo și oricum mai notez eu și descriere în cazul în care, nu știu, n-ați înțeles despre ce este vorba. Așadar, ca să începem cu o treabă, întâi de toate curățarea feței o fac cu ăsta. Nu știu dacă îl vedeți, o să încerc să pun niște focus. Ăsta e cleanserul pe care îl folosesc la momentul de față. Este dintr-o gamă nouă, se numește Canasel. Bănuiesc așa, ei sunt americani. Produsele astea sunt fabricate undeva în SUA. Deci Canasel, Canacel, eu zic că este Canasel de principiu. Vine, uite așa, în tubulețul ăsta și este cu pompiță și sub formă de spumă. Iar mie îmi place să-l aplic pe foreo. Sper că vedeți acolo. Nu știu pe ce Dumnezeu îmi pune focusul. Sper că pe fața mea. Dar uite așa. Aplic câteva pompițe pe foreo. Umezesc fața, după care mi-l aplic pe față. Stați un pic. Pac. Sper că m-am auzit de buzăitul ăsta. E, șmecheria cu produsele, fiind gamă nouă, este următoarea. Sunt produse formulate pe bază de celule stem din cânepă. Știu că sună foarte pompos, dar de fapt sunt produse super, super naturale, asta vreau să spun cu cânepa. Deci au doar ingrediente naturale, nu sunt testate pe animale, sunt gluten-free, cruelty-free, n-au nicio treabă, nu sunt făcute cu tot felul de chimicale, nu au parabeni, nu au sulfați, fosfați, nu au nimic de genul ăsta. Sunt foarte, foarte curate produsele și 100% vegane, așa cum am zis, că pe mine asta m-a atras în primul rând. Sunt potrivite pentru toate tipurile de ten și aici să știți că eu inițial mi-am ridicat niște semne de întrebare pentru că, de regulă, când aud de creme care sunt potrivite pentru toate tipurile de ten, mă bufnește râsul pentru că nu pot să-mi spui că eu, având un ten gras care sunt cu uleiul pe față în ultimul hal, nu pot să-mi spui că mi se va potrivi o cremă care se va potrivi și unei tipe cu ten uscat. Că nu funcționează așa. Ea are nevoie de hidratare, eu am nevoie, mă rog, eu am multe nevoi, dar oricum nu pot să-mi spui că ni se vor potrivi aceleași lucruri. E, nu știu cum este pentru o tipă cu ten uscat, dar pentru mine să știți că se absorbe foarte repede în piele. Deci dacă este într-adevăr pentru toate tipurile de ten, să știți că pentru tenul gras nu lasă pelicule din aia. Și mă refer aici la cremă, pentru că am și cremă de zi, am și cremă de noapte. Gama de fapt ar conține vreo 8 sau 9 produse, fiind vorba despre crema de zi, crema de noapte, exfoliantul pe care îl vom folosi imediat. E o cremă exfoliantă, loțiunea tonică, mai este o mască pe care cred că am folosit-o ieri dimineață și nu am aici la mine, dar e din aceeași gamă. Mai este crema cu SPF și mai este și o cremă pentru ochi. Și le folosesc dimineață și seară, dar depinde cât de obosită sunt seara de principiu. Mai mult le folosesc dimineața, ca să fiu sinceră. Mai departe, ăsta e exfoliantul. Arată, uite așa. Sper că-l vedeți acolo. Și ăsta ar fi interiorul. Cam așa. Arată ca un smoothie din ăla verde. Știți cum o fac eu de beau dimineața? Mamă, ce-aș bea un smoothie în momentul ăsta? Lasă că-mi fac eu de seară când ajung acasă. Este, de fapt, o compoziție destul de fină, adică nu este un gomaj agresiv, dar exfoliază bine fața
Și îmi place și are mirosul ăla de curat, de verde, de, v-am zis, deci nu are nimic chimic în el, nu miroase nimic chimic. E ca și când ți-ai pune, nu știu, un gomaș făcut din plante pe față, niște plante ceva mai, mai aspre. Uite așa, și mai exfoliez un piculeț cu ăsta pe față. Țac, țac, țac. Să o... în felul ăsta. Pac. Gama e mai complexă, adică au multe produse, toate sunt din astea super naturale, vegane și fără probleme în ele, deci pentru cine e interesat poate să, să încerce. Și vă voi lăsa link în descriere pentru tot ce folosesc eu, dar le găsiți oricum la ei pe site, cred că și magazinele lor, că au magazine proprii, cei de la Secon. Și de asemenea, cred că sunt și distribuitori, dar nu știu să vi-i numesc în momentul de față. Însă, cel mai sigur, intrați la ei pe site și, din câte știu, prețurile nu sunt foarte mari, sunt destul de accesibile, sunt 50... până la 100 de lei, 50-100 de lei, cam așa, cam pe acolo. Deci mi se par destul de ok, mai ales având în vedere că sunt atât de curate. Mai departe ar fi tonerul, care seamănă foarte mult cu cleanserul. De multe ori nu fac distinția între ele și mi s-a întâmplat să mă trezesc cu niște spumă pe față. Dar hei, ne dăm seama până la urmă. Pentru că este sub formă de spray. Nu știu când sunt la voi tonerele, dar eu de principiu pentru ce am folosit erau din alea care se aplicau direct pe cotonetă, fiind așa, un lichid efectiv pe care apoi îl dai pe față. Dar astea sunt un pic mai șmechere, sunt ca un fel de spray de fixare a machiajului. Adică agiți un pic, tac, tac, tac și faci așa. Așa. Posibil să mă fi văzut aseară că l-am folosit pe ăsta, pentru că mi-l aplic și seara și e foarte fain că e așa răcoritor. Vântul un pic ca să se absorbă în piele. Astea sunt cele două creme, pe cea de noapte, însemnând asta de aici am folosit-o azi noapte, deci nu vă mai arăt acum, dar asta este crema de zi. Arată cam în felul ăsta și se absorbe repede, nu are formulă din aia grasă, nu lasă peliculă, v-am zis, nu e uleioasă, nu are miros neplăcut, deci e foarte, foarte ok. Ce vă spuneam însă cu celulele STEM, ca să înțelegeți ce face gama asta. În primul rând că previne îmbătrânirea tenului, sau mă rog, ajută la încetinirea îmbătrânirii tenului. În al doilea rând, luptă împotriva radicalilor liberi și a poluării. Cu alte cuvinte, pentru aceia dintre noi care trăim în orașe mari și întâmpinăm nasoale, praf, mizerie, radical liber, poluare și așa mai departe, astea sunt niște produse foarte bune, care protejează. Plus de asta că vă voi arăta și SPF-ul pe care îl folosesc din aceeași gamă este. O să lăsăm un pic să intre în piele asta, timp în care o să aplic eu crema de ochi, care e foarte drăguță. Vine cu un pâmpiț foarte simpatic. Arată în felul ăsta. Uite așa. Uite așa. Știi? Și apeși și iese crema pe acolo. Sper că vedeți. După care, uite așa, te duci la ochi și dozezi exact cât ai nevoie. Eu am pus cam mult. Cred că și acum am pus cam mult. În general pun cam mult, nu știu de ce apăs ca o disperată, dar n-are nevoie de mult. Și sunt spornice în general, nu e nevoie să insist pe ele. Uite așa. Pac. Bun, și acum o lăsăm să se absorbă bine de tot în piele. Pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Mai dau eu așa un piculeț cu degetul de jur împrejurul ochilor ca să intre, dar nu îi trebuie mult timp. Ah, și miros așa foarte proaspăt, miros a iarbă. A cânepă, nu știu cum miroase cânepă, dar miros a iarbă cu siguranță. E un miros foarte fresh, foarte proaspăt. Bun, iar odată ce va intra asta în piele, o să vă arăt și loțiunea cu SPF, fiind vorba despre asta, SPF 30. Uite așa, arată ea, tot cu celule de-astea organice, din semințe de cânepă, pe care... vom aplica, nu mult, cam asta e consistența trebii, e albă așa, dar nu rămâne pelicula albă pe față, e ok. Uite așa, țac, 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 ce mai rămâne. Deci cu o bucățică aia îmi fac toată fața. Uite așa. Pac, pac, pac. Acum că a rezolvat cu fața și ce bine e, o să spălă beauty blenderul, care este extraordinar de murdar. Sper că îl vedeți acolo. Ia uitați-l. Dar așa e de fiecare dată când îl folosesc, însă să știți că eu îl spăl la fiecare utilizare, deci nu-l las niciodată nespălat atunci când îl aplic. Următoarea dată, nu știu, mă înțelegeți ce vreau să spun, deci nu îl spăl imediat după utilizare, îl spăl înainte de următoarea utilizare. Asta încerc să vă explic. Îl și umezesc bine, bine de tot. Pentru că uscat mi se pare că nu aplică bine machiajul pe față. Așa că... hopa, hopa, hopa. Pac. 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 Și îl sturg. Iată așa.
Bine de tot. Bun, o să încep cu baza pentru ochi, pentru că mi se adună întotdeauna, dacă n-aplic bază pentru ploape, mi se adună iete aici, fondul de ten avânt, ten gras, bineînțeles că am ploape uleioase și se întâmplă de fiecare dată. Și să știți că de când am filmat clipul cu produse sub 20 de lei, am rămas fidelă bazei este ea pentru ploape, asta de la Avon, Magix, în fine. V-am arătat-o acolo și chiar îmi place, am folosit-o constant de atunci, e foarte spornică și mi-o aplic pe ploape, indiferent că urmează să port fard sau că, nu știu, nu urmează să port fard sau că port doar tuș sau că nu port nimic altceva. Nu știu dacă să mă dau cu tuș astăzi, nu pot să zic că am un chef extraordinar de a mă picta. Cred că sunt încă în, nu știu, într-un mod așa de adormeală, cel puțin parțial. Sau la asta încerc să mă duc eu cu gândul. Acum, că am făcut asta, o să fixez toată povestea din nou cu un produs căruia i-am rămas prietenă, fidelă, de când cu clipul cu 20 de lei, pudra asta de aici. O să vă linkuiesc și pasta în descriere. De fapt, mai bine vă linkuiesc clipul cu 20 de lei. Dacă nu l-ați văzut, îl găsiți acolo și vedeți toate recomandările mele. Însă, pudra asta, acolo am descoperit-o și îmi place super mult. Deci am folosit-o constant și nu știu dacă mă credeți, dar eu foloseam înainte de asta, încercăm niște focus, eu foloseam înainte de asta o pudră de la Becca. O pudră de la Becca, foarte mișto, îmi plăcea și aia, dar mie îmi place mai mult asta. Și n-am nimic de câștigat din toată povestea asta, numai că mi se pare mai bună, nu se vede așa pe față, mi se pare că arată mai bine, că ține mai bine, că fixează mai bine și prețul e mult mai bun. Cu banii pe care îi dai pe asta, cu banii pe care îi dai pe Becca, îți iei, nu știu, 10 de astea. Pentru rimel folosesc ăsta de la L'Oreal, care are o formă foarte ciudățică, dar îmi place rimelul ăsta. Uite așa, îi spune Unlimited Mascara. Pac. În felul ăsta arată, asta este periuța lui și e destul de bun, îmi place asta, alungește genele, le separă, curbează, mă rog, dacă are ce curba în cazul meu, pentru că după cum știu am aceste gene minunate și foarte drepte, dar e bun, îmi place mult și este 10 clase peste ăla de la Rimmel pe care vi l-am arătat în clipul cu produse la 20 de lei, deci ăla e terci și mi-a plăcut sub niciun formă. Și voiam cu ocazia asta să vă mulțumesc pentru recomandări, am primit super, super multe recomandări și abia aștept să le încerc, o să mă duc de curând într-un DM să iau de acolo multe dintre lucrurile pe care mi le-ați recomandat, că am înțeles că acolo se găsesc, așa că sincer mulțumiri cui s-au oferit să ajute și o să încerc să-l aplic. Iată așa. Și uitați-vă ce diferență face. Sper că vă dați seama acolo. Uitați-vă cum e ochiul ăsta și cum e ochiul ăsta. Deci mi-a intensificat privirea de 1 milion de ori comparat cu ăsta. Ăsta sunt un fiert. Și puțin de tot foarte, foarte fin pe genele de jos. Apoi, să trecem la fondul de ten, dar înainte de a intra la fondul de ten vreau să vă arăt niște picături iluminatoare pe care le folosesc momentan. Sunt de la Pupa. Astea. Uite așa, îmi plac mie, nu știu, mi se pare că se văd frumos pe ten. Ar fi foarte mișto dacă le-ați vedea și voi. Astea sunt Pupa Lumii Elixir. Nu știu, ce cu Lumii Elixir, care-i faza. Mai am un serum de la ei, pe ăla nu prea îl folosesc, că, nu știu, nu m-am împăcat așa bine cu el. E un pic amuleios pentru gustul meu, dar astea chiar îmi plac. Și aplic așa un pic aici pe pomeți, după care distribui toată treaba pe față. Și dă așa o luminozitate foarte plăcută. Și strălucitoare feței și chiar nu arată uleios, nu știu, nu arată urât tenul atunci când am asta pe dedesubt. Eu am avut dintotdeauna emoții cu chestiile astea pentru că având tenul pe care l-am, nu-ți dorește să-l beculești mai tare, că beculește de la natură. Așa că, în general, m-am ferit de produsele de genul ăsta, dar asta e ok, chiar mă bucur că i-am dat o șansă. Și pentru fondul de ten preferatul meu din ultima perioadă, cel mai bun pe care l-am testat în ultima vreme, este ăsta, v-am mai zis de el, de la Beauty Blender, ăsta de aici, cu pompița asta super ciudată, însemnând că ai un buton pe partea din spate, știi, și apeși, uite așa, apeși și iese produsul. În caz că vă interesează, nuanța mea este 1.60 și se găsește la Sephora, se numește Bounce fondul ăsta de ten și e genial, rezistă foarte, foarte bine pe față și arată așa de natural, deci nu se vede sub nicio formă, ca și când ai purta un produs de machiaj, e ca și când ar fi pielea ta, nu arată ca o mască, nu se strânge în linii, nu se adună și rezistă destul de bine pe față, mai ales ținând cont că este vară și normal că transpir mai mult și fața, cel puțin în cazul meu, secretă mai mult sebum. Pentru mine funcționează super, 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 super bine. Deci la momentul de față ăsta este fondul meu de ten preferat. Da, mă rog, încă îmi place Revlon Color Stay, încă îmi place Power Fabric-ul de la Armani,
Încă îmi place cel de la Milani. Sunt mai multe fonduri de ten, mai multe fonde de ten care îmi plac, însă la momentul de față cu ăsta mă împacă cel mai bine și îl aplic așa într-un strat subție, nu o să insist, nu o să revin asupra lui, că n-am de ce. Sunt ok cu pielea mea la momentul de față, așa că nu mă bag pe treaba ei foarte mult. Mai departe, un pic de concealer, în continuare unul la care am rămas, de când cu clipul cu proțel la 20 de lei, ăsta de la Makeup Revolution, batonul ăsta așa, e mai mult un... Nu, n-aș vrea să-i spun iluminator neapărat, dar nu este un concealer sau un corector care corectează neapărat ceva. Mai mult iluminează fața și asta îmi doresc. E de aici, pe zonele astea de sub ochi. Încerc eu să trasez așa niște triunghiuri. Ce mă irită la ăsta, singurul lucru, este că fiind așa de mare, așa de bombat, îmi este greu să ajung în toate zonele ochiului și de multe ori pictez pe lângă sau nu ajunge pe peste tot. Dar, oricum, ăsta este doar așa un mic... detaliu. Nu e ceva care să mă facă să renunț la produs. Acum o să revin la pudra de la Catrice de mai devreme și o să fixez toată povestea asta sub ochi. Uite așa, țac, țac, țac. Un pic pe nas. Și aici unde transpiră mustățile întotdeauna. Așa. Fondul de ten, cu toate că îmi place foarte mult, să știți că este un pic cam deschis pentru nuanța mea actuală a feței. Și de asta aplic așa un pic de bronzer, dar nu mult, doar ceva, vedeți că nu insist cu el, îl aplic în grabă, nu e ceva ce vrea să sculpteze sau, nu știu, să ofere cine știe ce dimensiuni. Ideea este să coloreze un pic fața, ca să mai tempereze un pic din albeața fondului de ten, care cred eu că la iarnă va fi minunat pentru mine. Dar la momentul de față ne descurcăm cu ce avem, țac. Și le aplic așa, ca un 3, știi? Țac, 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 țac. Mai departe o să trec la sprâncene cu Precisely My Brow Pencil de la Benefit, colorată, iete așa, clasic cu creonaș, cu un capăt creon și un capăt periuță, bineînțeles, cum altfel, pe care îl voi folosi să umplu puțin golurile pe care le am în sprâncene. Cum așa? Și ultimul pas, niște rujulete. O să fiu puțin mai bold, așa, cu buzele, având în vedere că am ochii ăștia un pic mai mici, pentru că n-am tuș. O să folosesc pentru buze unul de la Fenty Beauty, pe care vi l-am arătat când am făcut unboxing-ul de la Sephora. Nuanța este Tiger și e un portocaliu. Uite, cam așa. Asta ar fi culoarea. Sper că vedeți acolo. E un portocaliu foarte frumos. Și aș putea să rămân așa. Sexy! Da, bineînțeles că totuși sunt prea sexy cu coculetele și cu clămița aia și dacă mai rămân și cu buzele astea așa, doar conturos, sunt mult prea bine. Așa că o să umplu forma buzelor așa superficial, după care continuăm cu rujul și suntem gata. Uite așa. Nu mi-am mai făcut nimic la păr, am rămas până la urmă cu el așa, doar l-am pieptănat puțin. Nu mi-am mai făcut nimic nici la bluză, except un sutien pe care mi l-am pus pe dedesubt, dar să știți că sunt cu bluză de pijama pe mine. Care este problema? E răcoroasă și îmi place foarte mult și nu cred că se prinde cineva că asta de fapt e o bluză de pijama. E ok, așa. Am blugii ăștia pe mine, de la Zara, aceleași sandale, acolo e bagajul, aceleași sandale confortabile pe care le-am avut și ieri, ochelarii, niște cerceluși, un urechi. Colierele, inelușele și cam atât. Cam asta ar fi fața mea. Acum o să încep să car la mașină din toate astea, după care îmi iau tălpășița. A fost foarte frumos și sper că așa vi s-a părut și vouă. Sper că v-a plăcut să petreceți timpul ăsta cu mine și că v-a plăcut aici. Și, mă rog, ce v-am mai arătat pe parcursul clipului ăstuia. Sper să reveni și data viitoare, caz în care m-aș bucura super, super, super mult. Mulțumesc mult de tot, zi seara minunată să aveți și ne vedem probabil joi, dacă ăsta intră duminică. V-am pupat! Dar nu mă ating pe buze pentru că hei, mi se ia rujul. Pa! You always searching for a better thing. Wanna replace me. I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts.